Trebuie ținut cont de faptul că este un program de revelion în care oamenii cred că îngroașă tușele în toate direcțiile. Fără discuție, sigur că da. Trebuie să fie totul mai fastuos. Da, aici, da. Dacă văd eu bine și mă întrebați ce văd, mi-a trebuit ștergătoare, e o roche inspirată din tradiția românească. Adică e o interpretare a unei cămăși tradiționale, cu mânecile largi și o fotă. Cumva pe strada ta, așa. Ca o fotă, interesant, foarte interesant. Din punct de vedere, îmi place numai că gestul de interpretare mi se pare din start foarte bun, dincolo că și realizarea e foarte frumoasă. Adică a păstrat câteva elemente strălucitoare, dar cu bun simț, cu eleganță. Mă gândesc poate că datorită acelor mâneci foarte mari, rochia nu mai trebuia să fusta, nu mai trebuia făcută în tiul și așa de bogată. Pentru că intră în competiție un pic și nu mai vezi ce poate se întâmplă. Poate materialul trebuia înlocuit. Da, putea să fie totul mai simplu în jos și lăsate mânecile alea superbe, foarte frumos făcute. Pe ecranele noastre mari de aici se vede altfel culoarea. Dar mie îmi place și poza cum ați făcut-o. Ea un pic spre mov, spre vișiniu închis, vișină putredă, nu? Nu știu ce să zic, se vede negru. Dar oricum, probabil cânta în momentul exact. Și îmi place și gestul artistei, da, pentru că e așa de deschis, așa de frumos, așa de românesc. Atât de românesc, da, exact, uite. Deci e ceva care îți place. Da, foarte frumos. Doamne ajută. O idee bună. Aici avem Doamne ajută și Doamne ferește. Dar cine o fi fost? Avem cum să interesăm? Cine o fi fost creatorul sau cum o fi fost? Nu, îți dai seama, sunt mulți tineri acum care se duc pe drumul ăsta și eu aplaud lucrul acesta. Foarte frumos. Ea vrea să deschidă un muzeu cu rochiile pe care le-a purtat de-a lungul timpului. Și înțeleg că are câteva sute. Nu știu dacă o fi din colecția proprie, habar n-am. Cine este? Este doamna Georgiana Lobonț, cântăreață de muzică populară. A, de muzică populară. Care vrea să-și facă, are atât de multe straie. Are costume tradiționale. Din acest motiv în zona asta. Bravo, foarte frumos. O interpretare frumoasă. Bravo, felicitări. Hai să mai vedem. Ați pornit foarte bine. Vreți să mă încurajați. Hai să ne dăm și cu stângul în dreptul, da. A, și aici ne... Aoleu, da. Carmen Șerban? Da, Carmen Șerban. Șerban. Carmen Șerban. Bine. Tot așa, cineva care cântă, nu? Da. Cum sunt? Muzică de petrecere. Muzică de petrecere. Da. Foarte frumoase, ansamblu din spate, bineînțeles, că n-ai ce să acolo zici. Acolo mă uitam și reușeam să trec în planul 1. Eram în planul 2 tot timpul. Aici, ce să vă zic eu, cineva sfătuiește, vreți să vă spun părerea mea, îmi vine să mă dau cu capul. E părerea ta, normal. Nu pot, uite că și el, nu, Radu râde. E un costum din două piese, se vede. Să vă spun ceva. Știți ce este nefericit? O luăm cu pașmin. Cu pantalon cu craci. Ca să nu mai intrăm în amănunte, nefericită este căptușala. Ce pentru că de e deschisă la culoare. Ea, bineînțeles că a vrut să sublinieze materialul brodat, dar la vârsta ei, elegant, dar la vârsta ei, căptușală la dantelă pe pantaloni albă, adică deschisă la culoare, mărește... Nu avantajează. Nu avantajează de niciun fel, nu e nimic elegant acolo. Arată ca o pijama bătută cu paiete. O pijama care, știi cum, dar acum... E melodia care mie îmi place foarte mult cu avem bani, bro, și că ieșim pe stradă în pijamale. Mi se pare foarte tare. Amicul deci dacă Spike. Bravo, super Zen, melodie. Da, banii vin, banii pleacă, bro. Dar dacă ar fi să-i dai un sfat, ce ar putea să păstreze ceva, vreo bucată din bluza poate să o bucată din nimic. O bucată din nimic. Bă, îți dai seama, bluza cu o fustă mare frumoasă, ia pe tocuri care s-o înalțe un pic, să o îi dea puțină statură și puțină prestanță. Așa, e o pijamaluță de om care nu știa ce face și care a pus un material cu pietre pe el. Ceea ce este foarte posibil să fie adevărat. Da, dar asta este un sfat al cuiva tânăr, probabil că fata ei sau cineva din familie sau cineva din anturaj, care i-a spus, fii atent, fii cool, puneți așa, că așa se poartă acum, dar nu s-a uitat la ce vârstă are dânsa, în ce situație este, ce trup are, ce nu știu ce. Nu vrei să intri în amănuntele astea toate cu mine. Dar ca idee, înțelegi? Adică asta e un sfat prost. Nu, eu nu te mai întreb. Dacă mai face cineva așa ceva, să nu mai asculte de sfat.
sfatul acesta. Auzi că stă foarte mult pe la Londra și de acolo. Simt. Mai mult ca sigur, dar și aici, știi cum e? Vai de mine, câți s-au stat pe la Londra și mai stau și tot degeaba. Nu e asta problema. Problema nu. Londra aia totuși e mare, depinde unde stai. Sigur, adică. Exact. Și încă o dată, ăsta e un sfat de la cineva au tânăr care a spus, băi, merge, nu? Chestia asta, taci din gur, că acum așa e, pe training. Pe adică training are, cu paiete. Are și Londra dragonul ei. Are, nu? Sigur, are și acolo, da. Multe acolo. Capete chiar. Uite, deci unul, de asta. Unul s-a întins până la București. Da. O salvează foarte mult ansamblul din spate, care măcar e... Da chiar, de ce n-am vorbit de gagicile alea? Uite cât e bună. Idilic, frumos, inspirant. Am luat-o chiar razna așa, nu mai vedem, da, chiar, nu mai vedem pădurea de copaci. Eu vorbeam de haine, voi v-ați dus în ceva. Da, în sfârșit, asta e. Păi da, două au fost la noi asistente, nu? Înaintea... Da? Nu? Nu e Roxana Geamănu și cu... Andrei? Mă, dar ce ochi are asta, de când era lucrat la Playboy, știi, da, are ochi buni, nu, n-ai cum să... Eu n-am ochi la spate, de aia nu le-am văzut. Le ține minte, le vede. A fost și orb câțiva. Mi-a revenit vederea. Ți-a revenit un pic, hai da. Să mai vedem. Hai să mai vedem, da. Ia să vedem. Ia, am pornit bine, am sfârșit mai așa. Ia uite-mă, prietena ta. Haide-mă, ce ai, Brigitte. Brigitte. Ne-am gândit că dacă tot vii... Asta e prietena mea. Uite, și zic ceva de platou. Platou nu-i frumos? Platou e foarte cool. E al nostru ăsta, da? Da, da, foarte mișto. Cu un pom de iarnă cu trandafiri. Sau da. Ce să... Da, cu da. Flori în el. Interesant, da, diferit, da. Dar mișto. Rochia e sus. Da. Mișto. Rochia e spectaculoasă, orice ar fi. Adică, hai să fii serios. Da. E o rochie de Revelion? Da, poate să fie o rochie din seara, de o seară specială, fără discuție. Nu spectaculos, este... material spectaculos. Nu e greu de purtat, din toate punctele de vedere. Și, da, nu, e greu de purtat, dar pentru o seară de genul ăsta, nu. De ce? Pentru că uite ce face pe acolo și e un caz fericit. Am văzut-o în situații nefericite. Pe da. Ești ca un elefant într-un magazin de porțelanuri într-o rochie. Aproximativ, pentru că nu-i mare și în față, e doar la spate. Da. Din spate. Poți să nu vezi ce dezastru faci. Problema e ce ai în față, atunci ești elefant. Când rochia e mare în față și treci, te duci cu ea și rupi ușa. Deci e mișto, zici tu. Deci uite-te aici ce avem în stânga. Dacă e să comparăm, este cea mai frumoasă rochie pe care am văzut-o în viața noastră. Dacă comparăm cu ce era în rochia din stânga. Iar băieții în salopete și la, sau un fete fel de ce casa sunt de ei. Papel, da. Deci rochia nu e. Rochia are un material fantastic. Da. A lucrat-o cu material superb, un brocart foarte frumos, bătut. Crezi în că e ceva de bine, firmă? Bine. Cine știe? Oricum arată frumos. E lucrată foarte frumos. Deci, nu știu, nu trebuie neapărat. Că mă uit acum în față la proporții. Nu trebuie. Cred că e făcută pe ea. Adică e o rochie făcută la comandă. Dar totuși e o realizare frumoasă. Te-ai fi așteptat să vorbești așa de mult de bine? Nu, nu așteptam, sincer. Da, da, chiar arată mișto. Asta e, și, că... asta e și frumos când ești onest, că poți să vorbești așa. Deci aici place... Doamne ajută. Doamne ajută. Mie îmi place și accesoriul acela cu voaletă. Da, mi se pare că și completează. De bun e mișto. Simț. E mișto. Nu? Știi cum e? Că putea să-și pună o sorcovă în cap care intra în competiție cu rochia și așa un dezastru. E o chestie mică. Și să nu mă las să comentez fata din stânga, că nu pot. Nu. E, de ce să o comentez? Că e păi fata de-a noastră. Da. Mateuț. Adică nu luăm acum tot platoul, luăm un singur personaj. Natalia, exact, dar ce nu-ți place acum? Nu-ți plac sandalele? Dar n-am văzut nicio sandală. Dar de care fată zici? Am îmbrăcat în roșu? Natalia Mateuț sau cealaltă? Nu. Blondă. Nu, eu văzusem ceva cu paiețele aici, cred că e dansat cu puful. Cu puf. Uite, fata. Fata asta. E dansatoare. A, fata asta. Da. Cine e fata? Nu știu, în sfârșit, dar nu, n-are a fost rost. Și la Splash, e dansatoare din belly dance. Da, whatever, okay, foarte bun. foarte bună. Natalia Duminică. Natalia Duminică, dar noi duminica nu avem emisiune. Asta e bine, că am scăpat de mine. Bine, mă. Deci, din punct de vedere, azi ce mai? Gata. E, da. Suntem bine. Uite, de suntem bine. Da. Suntem bine, gata, știm de ce. Ai altceva, atunci se justifică ce are pe ea, că e dansatoare. Are nevoie să... Hai să trecem la alte din accesorii. Lumini, da, din accesorii, da. Mm-hmm. Mm-hmm. Așa, mergem mai departe. Da. Și Bianca. Nu vă mai opriți. Acum, vedeți, ați întins-o cu Brigitte și acum vreți să mă dărmați de tot, să cad jos. O excepție de cine este în rochie. Nu, dar eu văd proporția când se ridică așa, știi? Adică, sau mă rog, zici ce zici. Zici? Mă, n-am ce să zic, e o rochie de croitorie, ești drapată. Dar putea să fie chiar a ei. Să spun ceva, poate să facă posibil, poate să facă orice croitorie din orice oraș mic, de la Fetești până la Drăgășani. Dar are vreun defect? Nu. Cine? Rochia. Dar e prea simplă? Da, e o rochie banală, din toate punctele de vedere, care s-a purtat acum 30-40 de ani și a fost inedită. Și când faptul a început că ea are un corp, eu repet treaba asta, oricât de mulți m-ar înjura, dar are un corp mișto. Fără discuție. Avantajează, iată,
și purtarea unei rochi banale. Nu, avantajează culoarea. Culoarea îi stă bine. Dacă adică când ai un corp perfect, poți să pui orice. Nu e adevărat, poți să pui o culoare greșită și să nu fie neapărat bine. A, ok. Înțelegi că tu arăți într-un fel și nu te ajută. Acum, la ea, albastru ăsta o prinde, e bronzată, da. Îi stă într-un fel. Însă rochea e banală din toate punctele de vedere, adică nu e nimic acolo. Comparativ cu rochea de mai devreme, acolo era o creație, da. Acolo era o chestie făcută frumos. Aici, faptul că are faldurile alea, da, sau cum se numesc astea, brizurile astea. Da, asta e un. Uite, na. Da, sigur. Alta, bineînțeles, exact. Adică poate fi și altceva, bineînțeles, tot așa făcută cu... Tot ea. Da, sigur. Nu e chiar ea, e mai mult Photoshop, dar ca idee, știi, e spre ea. Știi? Nu e chiar ea. Adică e un 30% ea, 30% Photoshop, 30% filtre, 30% deformație pe verticală și pe orizontală. E un filtru, e un butonaj mic în Photoshop în care poți să întingi... Fată mai pune poze reale. Să întingi un pic perspectiva și să miști planul, știi? Adică te duci cu el mai pe spate, să face capul mic, să mulgezi picioarele. Da. Știi? Da, 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 există, da. Poți să editezi. Poți să faci o grămadă de chestii. Vorbim despre rochie. Da, bineînțeles. Da. Acum, de detalii, acum, dacă vreți să comentăm toate rochile ei, da. Îți dai seama, mi-e greu să spun, e pe o autostradă măcar total... Măcar e decent? Ea, cum să spun, ea nu joacă decența niciodată. Ea joacă extravaganță, șoc și șoc și groază. De la rochia ea... nu e șoc, nu, e o rochie. Nu, nu, nu. Dar bărbații doresc avantaj... să se îngrojească. Știu, știu. Ea joacă această carte a sexy, 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 sexy. Da. Dar e ceva greșit la rochia asta? La rochia asta? Nu. Nu. Nu pot să zic că e ceva greșit, atât că e foarte decupaj, mult decupaj și în față și pe picioare. Da, trebuie să-ți permiți să porți. Sigur că da. Adică trebuie să fii tu, că ea de fapt aici spune, uite ce corp am. Exact. Iar rochia e un accesoriu. Eu, săracul care lucrez în domeniu, e de-a dreptul ofensator pentru mine să porți o rochie doar ca un accesoriu pentru trupul tău. Ai prefera, uite, dacă tot ai deschis discuția asta. Înțelegi? Dacă tot ai deschis discuția, ai prefera ca, nu știu, fetele pe care le folosești tu în prezentare sau clientele tale să arate precum Bianca? Nu. 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 Nu, că-s foarte greu de îmbrăcat cu rochii în care vrei să exprimi ceva prin munca ta de design. Nu vede lumea rochia. Nu, nu că nu, nu că nu vede lumea rochia. În momentul când ai un piept așa de disproporționat cu corpul, nimic nu stă bine. Trebuie totul să fie așa mulat. Aproape. Adică dacă nu faci mulat, nu se poate. Și dacă faci mulat, e despre corp și nu e mare lucru despre creație. Cel mai frumos e să găsești o cale în care creația pe care o faci tu sau designul pe care îl faci tu să intre într-un dialog cu trupul. Și să pună în evidență și multe trupul, vedete și afară și... fete serioase care au un bun generos. Ce fac? Ai văzut și tu, în general, sunt pe mulat, pe strâmt, adică nu mai poți să te joci în niciun fel, că cu cât te joci, mărește. Orice lucru larg pe un piept mare, mărește. Și atunci nu. Ei stă foarte bine așa. Dacă îi subțiezi foarte mult partea de sus, dacă decupezi foarte mult ca să dai o verticalitate și arăți și picioarele frumoase și strângi totul și mai strângi și din Photoshop talia un pic, mai dai puțină formă și gata. Și la talie nu stă rău nici în realitate. Nu, 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 nu zic. Dar zic cu mici retușuri. Duci într-o direcție în care e un Barbie perfect care joacă frumos în fața ochilor, că vezi hai proporția mai, dintre talie mai și șoldă. Mai punem o poză până și te fură. Da. Și-am coborât și pe pământ. Precum în cer, așa și pe pământ. Da. Dincolo de... Minodora, mă, prietena noastră. Da. Doamna Minodora. N-am mai văzut de mult așa, a slăbit foarte mult Minodora în ultima vreme, arată din ce în ce slăbit, mai bine. A slăbit, da. Da, 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 arată din ce în ce mai bine și cât că e foarte mândră de lucru. Și e foarte asumată ea. Da. Da. Acum, da, na, ținuta, zi de ținută. Păi, ce să vă zic, vă dați seama, să pui transparență pe talie, trebuie să ai o talie de viespe. Trebuie să fii Bianca. Da, să fii Bianca. Sau altă fată ca Bianca. Deci nu poți să ai o talie care probabil e mult mai mică decât o aveai înainte și ție ți se pare că ai slăbit enorm și să faci chestia aia cu puful aici și cu talia acolo. Nu, aia e o chestie sinistră. Uite, râde și Radu. Ce vă dați seama, eu ce să fac, râd în sinea mea. Deci, plac explicațiile. Aici nu, dar explicația e bună. Ea, aici da, Doamne ferește. Știe de la ce dimensiune a venit, corect. Crede că este slabă, da, dar nu este atât de slabă. Ăsta e un sindrom la toți oamenii care slăbesc. Da.
Deci, mi-aduc aminte, Karl Lagerfeld avea 100 și ceva de kilograme, a slăbit 45 de kilograme, bă, s-a îmbrăcat, el săracu era încă chubby, știi? Da. Dar bă, s-a îmbrăcat, de ziceai că e cel mai subțire designer de pe planetă și toată lumea râs de el, știi? Că a zis, bă, băiatule, nu poți încă să fii acolo. După care a mai slăbit încă 20 de kilograme de a arăta normal. Ca să ajungă da, acolo. Exact. Deci asta e un sindrom, n-ai ce să-i faci, e nefericită situația, pentru că în loc să te ajute, mai rău te îngroapă, că lumea nu observă cât ai slăbit, lumea observă da. Cât ar mai trebui să slăbești și că nu poți să-ți arăți zona centrală. Dar dacă n-ar fi fost transparentă zona fără discuție, o arăta mai subțire. Ar fi avantajat, sigur, nu-i că, așa? Da. Total, total. Dacă nu făcea chestia aia acolo și lăsa restul, ok. Mm-hmm. Și-a pus puțin puf, avea o tăliuță cât de cât, e în formă, adică nu poți să zici da, că e, da, da, e decentă din toate punctele de vedere. Ochelarii de așa care, da. Vezi, micile amănunte ca și la... Micile detalii. Ochelarii da. Aia care sunt ochelari de profesoară, adică te îmbraci cu talia în chiul și cu decolteu și spui ochelarii de profesoară ca și cum ești. Adică mai mult, cine purta ochelarii ăștia în anii 80, cum o cheamă? Marea noastră cântăreață de muzică ușoară. Angela Similia. Da. Da. Avea ochelari de Angela Similia, uite. Deci ochelari cu Angela Similia îmbrăcat așa, greu. Însă și încă da. O dată. Nu. Hai nu, să luăm puțină publicitate. Nu. Doamne, hai știe. Să mai luăm. Avem, da. Avem noroc după Doamne. Publicitate. Chiar foarte mișto. Încă o dată felicitări. Cam așa. Cam pe aici. Hai să mai vedem. Da. Că s-au mai strâns lucruri. Sigur. Uite. Aoleu. Și uite că am început. Când vă pulărdarea, mă aduc aminte de o noapte în vara asta care a trecut. Eu mi-aduc aminte de Loredana în 93 sau 94 la Cerbul de Aur. Am stat pe primul rând, l-am văzut pe Ray Charles odată. El nu v-a văzut pe voi. Nu, ne-a văzut și el, că eram acolo, n-avea cum să ne vadă sărac, că îi puseseră reșeu sub pian, că îi înghețau picioarele. Cum și, să vă vadă Richel? Și pormă la al doilea Cerbul de Aur l-am văzut pe James Brown, tot de acolo. Și pentru asta îi mulțumesc Loredanei. Că... Da. Eu aproape că nu mai vedeam pe ea și nici ea pe mine, dar o să povestesc oricum. Când va veni ea aici. Unde am ieșuat noi într-o noapte în vara trecută? Da, mă rog. Oricum, arată ca un, aici cel puțin, cu pantaloni și scurți, ca o fată de 20 de ani, efectiv. Deci, bravo ei, că vorba aceea, se ține până această strategie Madonna. Da, nu? Da. Fantastic, bravo ei. Bravo ei. Și nu avem ce să comentăm la Loredana, pentru că ea e un icon. Da, nu vezi că sunt o mulțime de oameni care comentează. Și o emblemă. O mulțime care comentează. Și te-ai apucat de operație. Văd dacă toți s-au inventat. Da. Și te pot transforma în ceva frumos, nu? Da, și adică... Bine pentru toată lumea și pentru ea și pentru noi și pentru fanii ei. Nu, pentru... știi când ce e de frate? Comentat în momentul când ești fără măsură și te duci în ceva hidos. Ok. Atunci poți să comentezi. Dacă poți să îmbunătățești într-un fel să reușești să-ți dai... un avantaj din punct de vedere fizic. Asta spun. Da, mai ales că ești într-o industrie. Hai să ne uităm la Madonna, săraca. Adică da, mă, de Madonna ce? N-a făcut. Cine vrea să arate zbârcit și da. Scopâncit? Mi-aduc aminte la, cum zice, la pionierul acestui sistem, Cher, care a făcut asta din anii 80. Toată lumea spunea, mamă, ce bine arată. Am văzut-o pe Cher acum 2 ani. Ce oribil că și-a făcut nu știu ce. Nu, nimeni nu zice arată asta. Fabul. Arată fabul. Bine, au zis, au râs și de ea. Da, au râs la un moment dat. Știi cum arată acum? Am văzut-o acum 2 ani, 3 ani, 2 ani. Extraordinar. Trei ani, dacă îl punem și pe ăsta care a început, da. Ultima oară când am fost în Vegas, în continuare femeia are show-uri la 74 de ani și mă uitam la ea, bă, dacă aș vedea-o pe stradă, cum aș agăța-o pe fata asta de la spate? Deci, o dovârtă cu bunica mea care a murit, la 73 a murit bunica. Loredana e fantastică, își ține spiritul sus, adică efectiv că poate în continuare cu optimism să se uite în viitor. Deci ce care e un lucru fantastic, o aplaud pentru asta, bravo ei. Dincolo de asta sunt diferite apariții, a avut ținute extraordinare de multe ori, câteodată un pic mai extravagante, dar încă o dată știu că este showbiz. Ea a jucat mult extravagant. Sigur, și ea și Delia acum mai nu. Așa e frumos pentru un artist discuție, de tot. Fără discuție, da. Până aici la urmă nu... ești pe scenă, nu ești pe viața obor. Sigur așa. Că. Și nu-i despre modă aici, niciun nu, caz. Ea pe stradă se îmbracă ok. Sigur, dar... nu, dar întotdeauna a avut gust. Eu am lucrat cu ea la început. E o fată foarte mișto și foarte asumată și ea la rândul ei. Și totuși de
ne încântă, ca să prezint ca la TV, fără discuție, de 30 da. Ceva de ani, Doamne 35 ferești, de ani. Doamne să fim serioși, e longevitatea într-o chipată. De ce să te iei ideea, exact. Da. Bine, hai să mai vedem. Da. Hai să ne legăm de cineva care putem să ne legăm. No, ce puteam spune despre oricine, nu e atât problema. Dacă... Doamne, despre care zâmbet, putem să spunem despre zâmbetul lor? Cine e Georgiana Lobon? Da, Georgiana Lobon cu rochea aia de care ai zis tu la început, cu mânecile mari, da. Este cea în bleu. Care în bleu? În spate? Cu puf la poale. Care mă, bleu? Sau ce e ăsta? Bleu, nu-i bleu. Da, bleu, bleu. A, cea cu pufule? Cu pene, cu, da. Cu pene, cu puf, cu, da. Puf, cu, da, cu fulgi, da? Cu fulgi, da. Cu fulgi pe rochița asta. Aia aici nu mai e la fel de bine. Păi nu mai e... Că vezi că e, da, ea fiind din, vine din zona muzicii tradiționale, dacă stă acolo și exersează în zona aia, e bine. Da, mă, dar e și ea fată tânără și frumoasă. E și ea fată tânără, vrea și ea să poată. Numai cu deci, eu, acum, cum să vă zic, rochița aia ce îi se întâmplă? E, în primul rând, lungimea nepotrivită pentru ea. Adică îi taie piciorul într-un loc nepotrivit. Unde trebuia? Mai sus? Ori mai sus, mai sus în primul rând, dacă se putea, mai jos cu penele alea, oricum nu se putea, dar trebuia mai sus, cel puțin, cu o palmă, ca să poți să-i dai... Exact cât țin penele. Da. Ca penele alea să-și facă efectul, adică să le plimb din șolduri, adică din picioare de aici. Și atunci avea efect. Așa e ca și cum am vrut să fac o roche extravagantă, spectaculoasă, care să mă facă să arăt că mă mișc fantastic cu puful ăla, dar am făcut-o mai lungă că nu vreau să sperii pe nimeni, sau nu vreau să zică lumea ceva. Se vede că nu e o rochie ieftină. Fără discuție, lucrătura cu penele alea, brodat, cu nu știu ce, cu cineva a muncit acolo, de o sări capace, i-a pus pene și pe un număr, nu? Da. Și hai pe, de și cap, pe toată mâna stângă are. E greu să pui pene? Mă, e greu să... Alții au pene pe spinare. Știi ce este cel... Oameni buni, știți ce este cel mai greu în România? E... Să lucrezi cu un designer și să nu te duci numai pe la croitorie. Asta e greu. Pentru că nu poți să scoți obiceiul ăsta din capul românilor. Efectiv, asta e situația. Sunt aceste ateliere de croitorie care spun, las că-ți face mama ceva frumos, arată-mi o poză, uite ca poza asta, dar îți mai pune ceva să fie mai bine, că-i tași din gură, că o să vezi ce frumos arăți. Deci măsura lipsește. Măsura oamenilor neantrenați, adică n-au cunoștințe de formă, design, proporții, adică de meserie. Mă, serios, acum nu fac apologie, că eu nu caut așa ceva sau nici un designer nu vrea să lucreze pentru artiști, pentru că artiștii se prinde ego și atunci nu vrei neapărat să ai de-a face cu un artist care zice sau face care crize cu tine. Mult. Da, exact. Da, nu, dar artiștii ar trebui să se focuseze pe oameni, pe stiliști, pe designeri, cu profesioniști care să le dea sfaturi bune. Acum, sincer să fiu, mă leg de ea, mâneca aia pufoasă e ceva hidos, efectiv, iertați-mă. Mâneca pufoasă cu o midă uriașă. Arată ca o omidă. Exact. Știi că cine arată? Ca un pui de porumbel de la care de-abia i-au dat penele. Știi? Și care cade pe... din cui... Da, care cade exact. Și încă puf, dar are și niște pene. E hidos și mai ales că e o singură mânecă. Adică ce e aia? Ce-i prostie? Mi-arăți că e păroasă pe mânecă sau îi stă bine cu fulgi? Care-i treaba? E ceva sinistru. Și asta nu-i greșeala ei, este greșeala acestor oameni și singurul lucru al ei este pentru că se duce pe acest obicei în loc să caute profesioniști. Precum doamna din dreapta. Din dreapta? Super bine. Cu catrința aia așa nu, și nu, cu... Nu, nu, din dreapta zici, din dreapta, dreapta ei. Din dreapta ei, din dreapta ei, aia e altceva, era o chestie tradițională. Ai fi preferat așa cu opiniile alea? Dar nu vorbeam acolo pentru că nu pot să mă leg de design. Da, mă glumesc eu. Măcar ai mai vezi ceva. Nu, dar să spun ceva. Dacă mă uit în dreapta, să spun și ce nu mă pot lega de dreapta, că și acolo costumul e deformat. Dar și ce nu mă pot lega acolo? Pentru că acolo e un design făcut timp de 2000 de ani. Bine, e costumul deformat, că probabil e fata prea mică. Da. Au spus, catrința o facem în dungi, că se vede mai bine. A venit încă două, trei generații, au venit două, trei generații de femei care au zis, mamă, dar vreau catrința mai scurtă un pic, să mi se vadă un pic din cămașă. A venit altul și a spus, mamă, dar o vreau legată în talie, nu vreau largă, vreau să-mi strângă tăliuța, să văd mișto. Alta zice, vreau tăiată pătrată la gât, că nu mai vreau rotundă. Deci 2000 de ani au lucrat la design. E greu să comentez costumul tradițional. A, dar nu, e nu, foarte nu. Greu, pentru că este de o că... perfecțiune da. Imposibilă. Corect. Pe când în partea asta, asta e, nu sunt 2000 de ani, nu sunt nici 100, nu sunt nici 10, sunt 10 zile. Cineva peste... a făcut design în 10 zile. O să te chemăm peste 1000 de ani să comentezi. Da, dacă rochea asta cu puf mi-o dați mie și o lăsați 2000 de ani în familia mea să lucreze la ea generații, vă spun că o să arate altfel. Peste e posibil. Nu o să mai poți să zici nimic. Eu mă gândeam la fata din dreapta, care are o roche inspirată dintr-un taxi
libido bărbătesc, adică ceva foarte interesant, pentru că vine androgin, vine din zona masculină, dusă într-o rochie un pic sexy, feminină, frumos petrecută, e o geacă de tuxedo, de smoking petrecută, vezi? Și lăsată tăietura aia frumoasă de la smoking la spate, lăsată în față, care complimentează foarte bine forma corpului ei, arată foarte decent, foarte frumos și elegant. Deci adică, un Doamne ajută lângă Doamne ferește. Da, o Doamne ajută, ne-ar plăcea așa, Doamne ferește, acolo Doamne ajută-ne pe toți să și iartă-ne. Da, materialul de la... Și aici la capăt avem din nou Doamne ferește. Unde, la care cap? La capătul colega noastră, Roxana. Colega, termină. Știu, Ramona. Deci avem, Doamne, știu că o recunosc și de-aia zic, ca să mă înțelege de mine. Totdeauna e Doamne ajută la Ramona. Da. Fii atent, da, avem așa. Auzi, da, asta petrecuta. Da. Dungile alea... Nu, petrec bine așa pe păi, material? Păi da, sigur că dacă inspi, adică gândiți-vă că este... Adică e de seară așa sau e da, de... Da, sigur că e de seară, pentru că vezi că materialul e lucios, adică e strălucitor, are o patină lucioasă pe el, vezi? S-ar putea dungulițele alea să fie din brodate, din perle, din paietuțe, din ceva. Dacă nu, oricum, materialul dacă este... Dacă nu, nu. Nu, materialul inspiră, vine din moda bărbătească, arată ca un material dungi din moda bărbătească și din sacoul bărbătesc a făcut o rochie. E foarte frumos, foarte interesant. Întotdeauna o să arate frumos asta. N-ai de ce să te mai greu, să faci din rochie un sacou. Da, așa uite, este, din rochie să mai un sacou. Uite și șefa, șefa modei pe trustul nostru, uite-na. Ea e șefa modei pe trustul vostru. Păi, dar are, da, arătați are așa. Emisiune. Nu, e, nu, ea la emisiune, la ea, nu, vorba bine, nu. Da. Mai e și buta, adică de-aia arătăm așa că mai e și buta. Adică, Doamne, ferește, exact. Apără-mă, asta le zic și eu, Doamne, ferește. Ferește-ne, da, Doamne. Da. Doamne ferește, părinții și de... stiliștii nu poți să ți-i schimbi, știi? Nu ai cum, n-ai cum, vine. Vine. Da, toată lumea știe vorba asta. Când ești angajat, da, corect. Când ești angajat la televizor, toată lumea știe strămoși. Vorba. Da, da, părinții știe, noștri, sigur. Când eram mic, sigur, părinții sigur, și da, sigur. Stiliștii așa. De ce? Ce ai de zis aici? Ce să... La, vreți să mă leg de pistol? Nu, eu, dar nu te mă, bă, dar pistola să pune în umăr. E modul cum trage, poate îi dă una în ochi, că aia să pune în umăr. Are și recul. Da. Păi da, da, mă rog, nu mai. Hai nu, să, n-avem hai ce să ne legăm de rochia ei, că, da, na, rochia ei e o rochie clasică, frumoasă, ea arată ca un model, nu poți să te legi de ea, păi ea ego-ul strică, nu rochia. Da, dar tocurile? Ce? Nu, și tocurile, ok, da, nu, a avut momente în care s-a îmbrăcat hidos, de-a dreptul, dar nu în seara asta. E, sunt momente în care exagerează, încearcă să fie e, șocantă, acolo, da, exact. Hai că joacă să șocheze și atunci se duce niște bălării de-i sarcapacere. Da, bă, dar tocurile alea cum de nu se rup? Hai mă, reușit să facem un stop cadru pe tocul ăla? Dar eu nu reușesc să-l văd. E, cum dracu? Dar ce, un toc că foarte subțire spate, sau ce? Da, așa că dă după ce, fii atent. Cred că-s de 15. După asta, nu există. Ia uite, ia uitați-vă voi. Da, sunt de designer. Bineînțeles. Dar cum să nu se rup? Cum de nu se rup? Nu se rupe pentru că sau sunt deja rupte. Pare, nu, pare au metal în interior, mă, sunt au metal. E metal, e cu metal a, făcut și îmbrăcat, înainte. Sigur că dar nu. Vezi? Nu, acum vorbim foarte asta serios. Luminat. Aroganța și modul în care se exprimă spune doar ceva despre insecuritățile din interior, dar nimic altceva. În rest, ea poate să îmbrace foarte frumos pentru că este educată în direcția asta și are informații. Da. Dar, asta, e cel mai că asta e cel mai important. Asta e cel mai important. Da. Când sare calul, sare asumat. Da, e, sigur, da, și din cauza asta pare mulțumim fals. Mulțumim mult, întotdeauna. Nu mai avem timp, baftă multă, nu uitați de colecția de bijuterii, una chiar foarte frumoasă, mulțumesc. Pe adrianoianu.com, ne vom revedea. Doamne ajută, mulțumesc!